cel mai scurt timp. Traian Băsescu a mers astăzi și la Consulatul Român din Chișinău, deși nici această vizită nu fusese programată. Băsescu și-a pus din nou bodyguardii pe jar când a decis să meargă pe jos și să stea de vorbă cu oamenii. Șeful statului român le-a promis că în cel mult 2 săptămâni problema eliberării vizelor va fi soluționată. Deși președintele român nu era așteptat la consulat, autoritățile moldovene au decis să se asigure. Nimeni nu a avut astăzi voie să-și parcheze mașina în preajmă, iar polițiștii au avut grijă să șteargă inscripțiile de pe pereții clădirilor din apropiere. Pe unul scria rușine Băse și părea că autorul nu reușise să-și finiseze opera. Polițiștii au acoperit inscripția cu vopsea. Nu le-a plăcut și au chemat muncitori calificați. Auzind că vine președintele român la Chișinău, în fața consulatului s-au adunat mai mulți oameni decât de obicei. Da, și am spus, dăm întrebări lui ei, el ne răspunde la întrebări. Nu știu, vreau să-l văd, să vorbesc cu el, dar nu știu cum. Vreau să-i amintesc promisiunea preelectorală, să-i cer să ne respecte. Să-i cer să ne apere drepturile. Pentru că românii din Basarabia sunt discriminați acum. Exact la ora 12, cortegiul lui Traian Băsescu a oprit în fața ambasadei României, care se află la un cartier distanță de consulat. Președintele român însă a decis să vadă ce se întâmplă la consulat. A lăsat mașina și a pornit pe jos. Scuze pentru dificultățile care s-au creat, o să le rezolvăm, vă promit. Bună ziua și vă așteptăm în România. Rezolvăm problema pentru ca dumneavoastră să nu mai stați atât de mult și în același timp știu că sunt depuse 530.000 de cereri de cetățenie. Vă asigur că modificăm legea pentru ca cetățenia să se acorde mult mai ușor și repede. Vă mulțumesc mult! După asta, Traian Băsescu a plecat spre ambasada României. Am dat mână cu acest personal, am dat, s-ați bucuros din suflet că am stăm mână cu el. Ar să facă reguli și să fie unire. A spus doamna să hotărâm toate întrebările. Credem că da, să ne dă eu ajutor oricare. Este un moment foarte emoționant și se vede mărinimitatea acestui om, măreția lui, și se vede simplitatea lui, cât el e de simplu și cât el e de plăcut ca om. Avem nevoie de ajuns la România între aceste 2 săptămâni în care îți promite. Noi ce trebuie să facem?